Federația Rusă. Dacă nu vom ajuta suficient, peste 2 ani Armata Roșie va ajunge la Odessa și în Transnistria. Dacă nu vom ajuta suficient, numai puțin, îl vedem pe Vladimir Putin înaintând spre pupitru și îl vom asculta împreună. E foarte important ce va transmite. O atmosferă foarte sobră față de data trecută. Ne aducem aminte cealaltă întâlnire pe care a avut-o cu poporul pe stadion. Haideți să-l ascultăm. Populația din Zaporojia și Kherson. În Donetsk și Lugansk, în Zaporojia și Kherson, oamenii au votat la referendum. Rezultatele sunt cunoscute și voi știți foarte bine care au fost acestea. Oamenii și-au făcut alegerea. Singura alegere, Rusia acceptă Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Kherson. Sunt sigur că adunarea generală va susține legile țării noastre și legile Rusiei se vor aplica către noi, cetățenii ai Federației Ruse, pentru că aceasta este voința a milioane de cetățeni. Este dreptul lor. Dreptul lor natural. Pentru care până și Statutul Națiunilor Unite, primul paragraf, susține acest drept al acestor oameni. Este un drept bazat pe unitatea istorică, pe generațiile de strămoși comuni pe care i-am avut. În decursul secolelor am protejat Rusia. De la Ecaterina a II-a, de la fondarea primelor orașe, am luptat în al doilea război mondial. În secolul 20 ne vom aminti că aceia care n-au fost de acord cu neonaziștii din Ucraina, cei care au murit